Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristian Marin, reporterul vostru prahovean, care vă transmite chiar acum imagini de la cea de-a treia ediție a manifestării Tocuri pe bicicletă, eveniment organizat ca și edițiile trecute de Prahova în acțiune. Încet, încet, după cum vedem, se apropie coloana concurenților, însoțită de antemergători, coloana cicliștilor, chiar acum intră în raza noastră vizuală. Observați mașinile de poliție care merg cu girofarurile aprinse. Mașini ale poliției locale Ploiești. Dar și o mașină a jandarmeriei, iar în spatele celor două mașini de stat. Observați coloana cicliștilor, iubitor de biciclete, reporter prahovean vă salută și vă dorește succes! Succes tuturor doamnelor și domnilor din partea reporter prahovean și Radio Enigma România! Mult succes! Mult succes! Mult succes, doamnă! Dărăbâna, mult succes! Mult succes! Iată! Și domn și doamne! Împătiniți de bicicletă, mult succes! Încet, să nu vă loviți, să nu vă accidentați. Iată mai vechea noastră cunoștință, domnul cu bicicleta superbă din ediția a doua, pe care eu o lăudau. Eu o lăudam împreună cu toți colegii mei de presă. Să trăiți, să trăiți, bună ziua! Iată-ne și la ediția a treia. Ce ați pățit? Ce s-a întâmplat? S-a rupt lanțul. Of. La așa mândrețe de bicicletă. Iată și primul concurent care se pare că abandonează. Deja o întâmplare nedorită. Să și filmăm. Îmi pare foarte rău la așa mândrețe de bicicletă. Mulțumesc mult. Dar și data trecută parcă. Da, da, da. Tot eu, reporterul prahovean. Sănătate, mulțumesc. Sănătate, să trăiți. Mai rămâneți la concurs ca spectator sau da. Oricum îmi pare rău și baftă în ediția a patra. Iată, doamnelor și domnilor, și primul incident total nedorit unui concurent din București, din câte țin eu minte. Acel domn căruia în ediția a doua îi luam interviu a avut o ruptură de lanț și se pare că a abandonat întrecerea. Oricum va rămâne ca spectator. Noi rămânem în continuare pe baricade pentru că aici se va desfășura și parada.
vedem și un republican revoltat. Oare organele de menținere a ordinii nu-l văd? Circulă și prin loc nepermis, vociferează și se pare că nu, se duce. Nu are de gând să interacționeze cu cei prezenți aici, mai bine. Și doamnelor și domnilor, așteptăm ca acea coloană veselă și multicoloră de bicicliști să se reîntoarcă de la sensul giratoriu de la Caraiman. Ei se vor întoarce și vor parca aici, bineînțeles, pentru poze, pentru expoziție, pentru a-și etala bicicletele frumoase cu care au venit în concurs, biciclete, trotinete, triciclete, fiecare cu ce a adus de acasă. Vă reamintesc și incidentul acestei a treia ediții, domnului din București, pe care l-ați văzut adineauri și căruia eu în ediția a doua îi luam interviu și îl lăudam pentru această minunată bicicletă făcută de chiar domnia lui, domnia sa. Din păcate, în această a treia ediție, iată, lanțul a cedat chiar din primele minute ale evenimentului și a trebuit să se retragă la hangare, să-și retragă bicicleta. Aici, doamnelor și domnilor, vedeți că se pregătește și o altă manifestare. Se văd scaunele aranjate și boxe, probabil va fi și un eveniment artistic. Dubița văd că aparține filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. Paul Constantinescu Philharmonic scrie pe el și se pare că da, va fi un eveniment artistic, jazz. Se pare că va fi și acest eveniment de jazz. Noi așteptăm în continuare cicliștii. Oricum, această manifestare de expoziție de biciclete și de flori pe biciclete, atât la propriu cât și la figurat, se va termina în jurul orei 20. Bănuiesc că spectacolul de jazz prezentat de Filarmonica din Ploiești va începe în jur de 21-22, pentru că este mai răcoare. Deci aceste două evenimente oricum nu vor interfera. Așteptăm să apară concurenții. Chiar și domnul cu necazul spunea că își așteaptă soția
domnul căruia îi se rupsese lanțul la bicicletă și n-a mai putut concura. Așadar, aici trebuie să... să se întâmple. Și microbuzul Filar Municipal Constantinescu, l-am prins acum în plant. Ceea ce vedeți în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este fostul Omnia din Ploiești, actualmente Winmarkt, și în stânga mea Hotelul Central sau Berbec, cum îl cunosc ploieștenii mai în vârstă, Hotelul Berbec, a cărui legendă spune că are cea mai bună ciorbă de burtă din tot orașul. Aici se gătește cea mai bună ciorbă de burtă la Hotel Central sau Berbec. Salut și eu pe doamna Viorica Purț, pe doamna Doinița Munteanu, pe Maria Luciana Sasu. Vă salut, stimate doamne, stimate doamne, sărut mâna, dau și câte un salut așa din mânuțele astea care mi-apar pe ecran. Și așteptăm ca acel convoi vesel și multicolor de doamne, domnișoare, domni și domnișori să facă sensul giratoriu la intersecție la Caraiman și apoi să vină aici pe celălalt sens de circulat al bulevardului, însoțit de aceeași garnitură de antemergători. Vedeți bine că sunt protejați în trafic. Ați văzut la ducere. Și aici lumea continuă să aștepte. Fiecare are pe soțul, pe fată, pe nepoată, pe soție, drept concurentă la această a treia ediție a festivalului Tocuri pe biciclete, și așteaptă cu mare drag să-i revadă în concurs pe cei apropiați, acum în calitate de concurenți. Aici, în dreapta mea, doamnelor și domnilor, vedeți galeriile comerciale din Ploiești. Iarăși un loc de referință.
Iar în dreapta mea, aici, această clădire impunătoare, este Palatul Culturii. Între timp, cred că s-a întâmplat și un accident. Am auzit un... Sper să nu fie cu victime. Pare că undeva s-a întâmplat, dar nu este foarte... Acum da, este o mașină roșie acolo, din câte văd. Nu s-a întâmplat. Ceva, un scuter. Da, acel scooter a căzut, dar nu a... Nu a lovit nicio mașină. Putem sta liniștiți. Nu s-a întâmplat nimic rău, nimic grav. Asta este un lucru bun. Acum așteptăm în continuare venirea concurenților.
Am regăsit și grupul cicliștilor. Traseul, n-au vrut să interfereze cu spectacolul de jazz al filarmonicii. Salut, mâna doamnă! Bună ziua, poftiți! Cristian Marin, reporter prahovean și Radio Enigma România. Bine ați venit, poftiți! Haideți la eveniment, noi jurizăm acum! Știu! Iată și o doamnă organizatoare, doamna Cristina, te-a invitat pentru jurizare. Beți apă și luați la sănătate. Să nu mai stea în fața pintelor. Luați-vă apă, luați-vă o sticlă de apă, invitați. Iată... Doamnelor și domnilor, biciclete frumoase, doamne și domni, ca și ediția trecută, doamne și domni frumoși, atât la suflet cât și fizic, frumoși ca și bicicletele pe care le stăpânesc acum în acest concurs. Iar aici chiar se jurizează
membrii juriului, vedeți și dumneavoastră, trec cu o privire ageră în revistă concurenții și își notează meticulos în foile lor pe cel mai bun și pe cea mai bună. Iată, suntem chiar în mijlocul bicicliștilor. Iată biciclete și doamne frumoase cu coșuri încărcate cu flori pe bicicletă. Mult succes, vă doresc! Emoții, emoții? Nu! N-aveți emoții! Să câștige cel mai bun! Ia uite și o doamnă care este fan Simona Halep. Exact, am văzut mingi de tenis acolo. Și vă doresc succesul Simonei Halep. Să-l aveți și dumneavoastră. Membrii juriului se consultă, notează, după cum puteți vedea, este o treabă foarte serioasă. Juriul scanează cu privire ageră toate bicicletele și toți. Toți concurenții prezenți. Iată și un micuț concurent care a venit împreună cu tăticul pe bicicletă să simtă încă de la fragedă vârstă. Emoția concursului, poate va veni și el în edițiile viitoare cu propria lui bicicletă, cum va mai crește. Colegii mei din presă și pur și simplu membrii de familie ai concurenților filmează. Am să trec așa. Revistă, cum se zice. Iată-l și pe domnul nostru din București, căruia i-am luat interviu în ediția a doua. Ploiești? Ploiești sunteți. Ghinioniți, dar nu se lasă, tot este în șa, chiar dacă nu are lanț, bicicleta nu are lanț, imaginea contează. Oricum este o bicicletă absolut superbă, mie mi-a plăcut încă de la ediția a doua. Și este făcut în acest bolid, ca să nu zicem monstru, pentru că monstru este deja pe două roți. Monstru este deja folosit în alte conotații zilele acestea, deci zicem bolid pe două roți. Foarte, foarte frumos este. Succes! Să câștigați chiar și așa fără lanț. Să sperăm. Mulțumesc mult pentru aprecierile.
văd aici o bicicletă cu poze din Ploiești de altă dată. Cred că ne-a prăcheat pe Discan Vechi, pe aici cred că a fost... Discan Vechi, stați un pic, prezentați-vă întâi să vă vadă și ceilalți concurenți. Leontino prezent numele meu și sunt concurent cu 100, numărul 123. Numărul 123. Spuneți-mi un pic, ce avem aici? Ce, avem cât, va, cât v-a luat în primul rând? Cât v-a luat să faceți bicicletă? 14 ore. Cât? 14 ore. 14 ore. Da. Foarte mult timp mi-a luat pentru... am pus apă pe... Felicitări, felicitări. Este handmade. Succes! Mersi! Aici cu numărul 148, ceva făcut în manufactură, bănuiesc? Da, decât... Bună ziua, Marius este numele meu, de către mine e făcută, da. Top. Handmade și funcționează, da? Momentan nu, din păcate, am avut un accident cu lanțul, dar da, funcționează perfect. Succes! Succes! Pe tine cum te cheamă? Sebi Dumitru. Sebi Dumitru. Și tu cu ce bicicletă ai venit? Este mai îndreaptă. Sper să câștigi? Da. Felicitări. Bravo. Așa îmi place. Asta-i spirit. O domnișoară cu un... ce animal este ăsta? Lemur? Să zicem... un... da, să zicem. Să zicem. Câte 12. 12 ani. Bravo. Te-a plăcut la noi? Da. Bine. Te mai așteptăm. Hai să mai vedem aici. Cred că aici e cel mai mic competitor. Probabil. Să mai aude. Da, avem aici un competitor de 3 luni și 2 săptămâni. Hai să mai vedem, aici ducem... aici unde este cursa serioasă, doamnele și domnișoarele. Mergem la întâmplare, dacă nu vreau să creadă că aici jocurile sunt deja făcute și sunt trucate, nu. Dar mergem la întâmplare, văd aici o floare uriașă. Două domnișoare mici. Cum te cheamă? Cu Eliana. Câte ani ai? 11. Vezi bine? Da. Bravo! Așa s-a făcut toată viața. Tenis de cum? Soțul joacă. Soțul joacă și... ați preluat de la el acest hobby? Nu știe că l-am luat. Am înțeles, este un omagiu. Da, cred că este un omagiu soțului dumneavoastră. Ce frumos! O susținem pe Simona Halep. Pe Simona Halep, da. Și noi o susținem. Și succes! Este flor roz, flor roșii, tricolor. Tricolor. Camelia sunt, cu numărul 119. Sunt român. Am și tricolorul la bicicletă. Bravo, ești la prima ediție? La noi? Da, sunt prima ediție. Te mai aștept și la următoare. O să vin cu siguranță. Mulțumim. Două doamne foarte elegante. Două doamne foarte elegante și atât. Aveți un coș vintage, văd. Un coș vintage. Cum vă cheamă? Ana, mă numesc. Gabriela. Îmi pare bine că ați venit. Ați mai fost la noi? La a treia. Consecventă. La a treia. Felicitări, felicitări. Mulțumim. Ceva junior. Bate palma. Așa. Floare din nou uriașă și niște flori care se asortează cu rochița. Cum vă numiți? Ana Biguloiu. Ana Biguloiu. Vă urez succes. Să rămână, știu că ați mai participat la noi. Am participat. Cum vă numiți? Adriana Trăisaru. Din Câmpina. Din Câmpina. Din Câmpina. Și ați venit special pentru concurs. Special pentru acest concurs.
O să organizăm și la Câmpina, nu? Cred că așa ar trebui să nu se mai deplaseze oamenii de la Câmpina, să vină special pentru parada noastră. Aici sper să se mai audă. Avem câștigătoarea de la Covid. Mihaela Stuescu, câștigătoarea la voi, Vici. Am înțeles că cineva a vrut să-i desum pe roata. Din păcate vă urma cu mâna că nu se mai aude boxa. Nu se aude, nu? Juriu, ia să vedem ce face Juriu. Deliberează, notează. Nu mai durează 5 minute. Mai aveți răbdare? Este un Pegas, un Pegas nou, dar vechi, nu? Salut! Gabriel! Pegas! Eu și Ostea avem aceleași modele. E din copilărie. Strada Mare, nu, asta e din mine. Foarte frumos! Sper să conteze la notarea juriului. O bicicletă curată, să faci în grijă bicicletele. Să mă mai interesez la juriu, să vedem ce face. Ați venit cu voluntarii noștri? Ia, voluntarilor, veniți un pic către mine. Voluntarii, să vină la mine. Iată și voluntarii asociației Prahova. Să aplaudați un pic voluntarii asociației noastre. Parte din ei, mai sunt și prin spate. Ridică mâna! Așa! Asociația noastră funcționează în mare parte prin ajutorul membrilor și al voluntarii. Ne autofinanțăm. În mod special nu am putut să beneficiem de fondurile primăriei și ale Consiliului Județean pentru a arăta că noi, proiectenii, putem să ne mergem la oaltă și să facem proiecte și să gândim să le punem în operă pentru proiecte. Suntem noi, cu noi, pentru noi. Și ăsta este un exemplu și ăsta este exemplu pe care vrem să-l dăm în comunitatea noastră și să facem ca mai mulți oameni să se implice în comunitate, prin diverse metode. Acum să iau un pic pe voluntarii noștri la întrebări. Cum te cheamă? Alexandru. Pe tine? Nicolaeva. Bogdanul. Mai tare. Elisabianca. Ștefan. Ștefan. Ia spuneți-ne ce faceți voi în Asociația Prahova în acțiune, cu ce vă ocupați, în ce proiect sunteți? Ok, în prezent avem 30 de voluntari, aproximativ, care fac diverse activități în grădina botanică de la Pov. Încercăm să ajutăm oamenii să ajungă și să petreacă timp în grădina botanică. Le dăm o mână de ajutor și angajaților de acolo și, pe de altă parte, și elevii noștri, că sunt elevi la Mihai Viteazu. Învață și ei despre plante și cum să le îngrijească. Și toată lumea câștigă din acest moment. Ia să-mi mulțumesc pe această vedetă. Thank you.
Vă mulțumesc încă o dată. Bună ziua. Și aplauze de la urmă. O explozie de flori și de frumusețe, doamnelor și domnilor. Vedeți chiar acum imagini live de la cea de-a treia ediție a evenimentului Tocuri pe biciclete. Eveniment desfășurat în parcarea din fața Consiliului Județean Ploiești. Tocmai am aflat că viitoarea tanturilor. Puteți să vă duceți pe la tanturi de limonadă, sunt de să faceți ce pe ei. Dar nu vă îndepărtați prea mult, că urmează premierea. Și bineînțeles, la ora 7, Filarmonica Ploiești organizează un concert și cred că aveți frumos să participați acolo, dacă aveți timp. La următorul anunț vă voi invita pentru... Mulțumesc! Să arătăm mai aia. Iată și Filarmonica Ploiești va oferi un concert la ora 19, după cum ați auzit, dragii mei prieteni. Concert la care sunt invitați și concurenții și concurentele de la Tocuri pe biciclete. Iată. Să vedem cine va câștiga anul acesta, ediția aceasta, de fapt, nu anul acesta. Ediția aceasta așteptări pline de emoție. Salutăm pe Tina Slabu, pe Lisa Dumitrescu. Pe Elena Roman. Iată din Suedia. Și așteptăm. Părerea mea, câștigători sunt toți cei care aleg sportul, aleg sănătatea, aleg bicicleta în detrimentul automobilului. Pe lângă Gracias.
succes. Poate că știi tot. Foarte mult. Dar nu. Cosmin! Pe lângă faptul că nu este poluant, bicicleta este și un mijloc care oferă independență totală. Mersi! Da, 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 da. Da, noi am impresia că le citam în noi. Ce? Ui! 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 Stimată doamnă, pentru ascultătorii Radio Enigma România, Cristian Marin sunt. Sărut mâna, bine v-am găsit. Cum vedeți viitorul bicicletei? Va reuși în viitorul apropiat să se impună? Normal. Este foarte dificil cu mașinile parcate, cu tot ce... Ce le-ați cere autorităților? Pentru că, uite, suntem în fața Consiliului Județean. Ce le-ați cere autorităților ca să facă mai mult pentru noi, pentru bicicliști? Ce se poate face? Ce ar putea face ei ca să ne fie și nouă bine? Adică... Mai multe piste de biciclete, exact. Asfalt de calitate mai bună. Pentru că, din câte am văzut venind până aici, chiar și pe pista de biciclete, sunt anume dâmburi, anume hopuri. Și noi chiar mergem cu bicicleta aproape zilnic. Da. Este destul de complicat, așa este și chiar periculos, aș putea spune, pentru că... conducătorii auto ne consideră cantități neglijabile în trafic. Cred că după căruțe noi suntem cei mai vulnerabili, cei mai atacați, ca să zic așa. Noi trebuie să avem grijă de noi, adică trebuie să fim noi atenți. Credeți că ar trebui... Înăsprite regulile pentru șoferii ăștia care pur și simplu sfidează. Și dacă se înăspre, nu știu cât le vor respecta și oricum nu cred că se poate face ceva pentru noi, indiferent ce... N-avem nicio șansă, suntem prea mici. Suntem mici, dar suntem mulți. Vorba lui Lăpușneanu, suntem mici, dar mulți. Am parafrazat într-un fel elegant, pentru că na, nu puteam să insult atâtea și doamne și domni. În sensul prost, în sensul de mulțime. Prostime, mulțime. Da. Peiorativ. Vă doresc mult succes și cred că toți sunteți câștigați, după părerea mea, toți de aici ați câștigat prin faptul că ați ales acest mijloc de transport, ați câștigat sănătate și o zi în plus de viață. Dacă am avea piste pe tot orașul, șoferii ca șoferii, dar dacă vi s-ar crea infrastructură, pistele necesare, semafoare speciale pentru bicicletă, cum sunt în țările civilizate. Așa. Atunci șoferii să ce trebuie să se supună regulilor, dar atâta timp cât nu există piste și sinceră să fiu, mi-este și frică, pentru că dacă facem un dezechilibru, vine în viteză 1, ne fiind pe o pistă specială, poți să fii foarte ușor. Da, da, da. Dar nici ei ca automobiliști nu respectă, pentru că ați văzut de câte ori când fac la dreapta,
se întâmplă să taie fața biciclistului, cu toate că noi avem prioritate, vrem să mergem înainte. Eu sunt și automobilist, Cristina? Nu pot să... Cristina e aici. Știu, sunteți între Ciocan și Nicovală, cum ar veni, că sunteți și... Ați vedea mai mulți bicicliști prin oraș, pentru că mulți sunt dornici de a lăsa mașina. Eu sunt dornică de a lăsa mașina acasă, să vin la serviciu cu bicicleta, numai că mi-e teamă. Mi-e teamă. V-ar plăcea o... Nișoseaua rugăm reprezentantul farmacii să vină lângă faptul că nu sunt piste, aici la premiere. Sunt multe gropi, sunt multe denivelări și așa mai departe. Asfaltul de proastă calitate, asfaltarea de mântuială. Bordurile dacă prea înalte. Ne unim forțele, nu trebuie doar să criticăm. Dacă ne unim forțele și vrem și suntem mai mulți, putem influența bine chestia. Înainte de a începe premierea, l-am alături de mine pe Marian Frunzeanu, fost ciclist de performanță, campion național de ciclism și actualmente antrenor la Loier Cycling. Loier Cycling. Și ce faci tu acolo? Încercăm să descoperim tinere talente din Ploiești și în afara Ploieștiului. Și cum sunt copiii? Vin la antrenamente? Câți copii sunt până acum? Momentan avem un număr de 14 copii și, sincer să fiu, mă aștept la un număr mai mare acum când vor începe școala. Mă așteptam, sincer, în vacanță să dar... Majoritatea din oraș au fost plecați. Și astăzi trebuia să aduc aici o parte din echipă, dar din păcate sunt în tabără, la mare, la munte. Avem copii de toate vârstele, nu? Da. Noi, în cadrul secției, avem copii începând de la vârsta de 7 ani, chiar 6-7 ani, până la 20 de ani. Noi, prin activitatea noastră, încercăm să promovăm mersul pe bicicletă, încercăm să promovăm pistele de bicicletă în oraș, dorim să avem piste de bicicletă în tot orașul și să nu mai fim nevoiți să facem astfel de evenimente care, da, sunt frumoase, dar sunt și un fel de evenimente protest. Pentru că noi încercăm să atragem atenția autorităților că avem nevoie de piste pentru bicicletă. De asemenea, noi promovăm și sportul, mișcarea. Marian este prietenul meu, ne știm de mult timp, facem ciclism împreună, participăm la competiții și acest tip de om trebuie promovat. Marian este viitorul antrenorului și viitorul ciclismului prahovean. Așa că dacă aveți copii, duceți-i cu încredere la Ploiești Cycling și Marian o să aibă grijă de ei să-i facă campion. Da, ne găsiți și pe pagina de Facebook și de mai nou de Instagram, cum toată lumea știe. Dacă nu ești pe Instagram, prea există. Acum spune, Marian, la ce competiție ai participat anul acesta ca sportiv? Am participat la 8 competiții până acum, anul ăsta, dintre care la 6 am luat locul întâi, dar rămâne între noi. Aplauze! Da, și până la finele sezonului mai avem 3-4 competiții la care sperăm, plus copiii pe care îi antrenez, majoritatea au venit în primii 3 la competiții la care au luat parte. Felicitări și noi o să ținem aproape și o să promovăm în continuare sportul prahovean, sportul ploieștean. Încercăm să facem din acest oraș un oraș viu. Acum, dacă suntem pregătiți pentru premii, bun, începem cu premiul pentru cel mai elegant biciclist. Îl lăsăm la sfârșit și acum avem premiul. Îl invit pe domnul Gabriel Pavel. Da. Necu și râs. Îndrăzneț, să pot spune. Da. Bun prieten de-al lui Marian și client fidel la spinning. Dar nu a câștigat pentru care prieten. Felicitări! Felicitări! Da, un domn foarte elegant, foarte copil.
Felicitări. Continuăm cu Andrei Neacșu. Andrei Neacșu. Gata, vine, vine. Da, domnul cu mustață falsă. Vârsta nu-ți permite să-ți lași mustață, dar vei avea, dragul meu. Poftim? Poftim diploma. Felicitări. Următorul. Bogdan Toader. Bogdan Toader. Îl așteptăm. Da, a câștigat, cred că la... prin șantaj emoțional. Domnul ne-a șacărat băiețelul, cred. Da, și asta ați câștigat dumneavoastră, șantaj emoțional. Ați impresionat jurul că v-ați cărat băiețelul în spate, așa cum face orice tată responsabil. Da, într-adevăr, sperați să-l plimbați prin oraș și asta încercăm și noi să facem. Dacă am avea piste de biciclete, ne-am plimbat mai bine prin oraș. Ionuț Oprea. Ionuț Oprea mai este. Ia să vedem. Cine-o fi Ionuț Oprea? Păi nu avea cum să fie altcineva. Ușor. Un concurent cu greutate care își face apariția într-un fel care să nu fie uitat. Un domn care a lucrat 14 ore la bicicletă și merită efortul, merită premiu. Și ultimul premiu, cel mai elegant biciclist, Horia Băzăvan. Horia. Felicitări, Horia. Poartă și el un ilic. Ca mine. Probabil că da, ai câștigat, pentru că ești elegant ca mine. Așa. Aceștia sunt câștigătorii pentru categoria cel mai elegant biciclist. Poză, vă rugăm. Gata, trecem la următoarea categorie. Cea mai frumoasă trotinetă. Ruxandra Staicu. Ia să vedem ce trotinetă are Ruxandra. Doamna Ruxandra, care acum 5 minute dorea să plece. Vedeți? N-ați așteptat degeaba. Felicitări! Alin Ene. Da, Alin Ene, la fel, posesorul bebelușului. Deci, în afară de aplauze, acum cred că o să aud așa un... Ce tătic! Nu? Ok! Felicitări! Ușor, trebuie să mă ajutăm. Următorul premiu, Diana Mândescu. Diana! Vine, Diana, ne face cum e. Ați participat în familie, nu e nicio problemă. Poftiți. Felicitări. Ștefania Ion.
Ștefania Ioan. Avea de călcat rufe? Nu. Uite acum. O echipă mai mare. Felicitări, poftiți. Vă rugăm. Și un cățel. N-are tuturor din ăta cățelul. Și ultimul premiu, Daria Radu. Daria! Ia, Daria, știam că te știu de undeva. Spune-mi, ce cauți tu la Asociația Paralomană Acțiune? De ce ai mai venit tu la noi? Păi am mai venit împărată la tocuri pe biciclete. Știu că mai fost ceva cursuri. Da. Matică, da, de acolo te știam, eu știam. Poftim, felicitări. Așa, ne rugăm pentru o poză de club. Mulțumim. Și acum vicepreședinta asociației, Cristina Toma Cochinescu, ne va vorbi un pic despre cei care ne-au ajutat să vă premiem în această amiază. Bună ziua tuturor! Mulțumim din suflet că ne sunteți alături, ca întotdeauna. Și rolul meu este acela de a vă povesti despre cei care ne sunt alături de fiecare dată. La ediția de astăzi a tocurilor pe biciclete avem apa Cheia, limonada oferită de Blueberry Events. În acest sens, vă rugăm în cazul în care nu ați trecut pe la standul nostru să serviți limonadă sau apă, cu siguranță că este foarte sete. Mulțumim celor care ne-au oferit astăzi premiile, Școala de Flori, Farmacii, Cofetăria Andrei și Generalii. Atât. Mulțumesc! Da, și noi le mulțumim. Sunt sponsori care au venit pentru că vor să se implice în comunitate și vor să ajute la desfășurarea și la realizarea acestor proiecte pentru oameni. Și acum, următoarea categorie, cea mai frumoasă bicicletă. Grațiela Ghinea. Grațiela. E un pic mai greu. Felicitări. Vă rog. 3. Vă pot întreba, dacă nu sunt indiscret, de unde vine acel număr 3? De la ediția a treia. Ediția a treia. Ați participat și la cealaltă două? Deocamdată nu. Bine, deci este a treia, e cu noroc. Vă mai așteptăm. Mihaela Oprea. Mihaela Oprea. Gata, bine, Mihaela. Așa, faceți un pic loc. Este împodobită și plină de flori. Să vă ajut. Vă trebuie o bicicletă de carbon, să fie un pic mai ușoară. Să-i spune soțule. Ai auzit, Leo, da? Așa, acum Rodica Ploscaru. Rodica Ploscaru. Felicitări. Darin Ionescu. Dariela, ce bicicletă ai? Totul nu ești o biciclistă de ocazie, așa mi se pare mie, nu-i așa? Este un mountain bike. Și la ce mânuțe cu mușchi preeminenți ai la fel, nu cred că ești o bicicletă amatoare, nu? Mai mergem și cu bicicleta prin oraș, mai mergem și la concursuri. Dacă nu mă înșel, ai mai câștigat la noi. Da, la prima ediție.
Felicitări, felicitări. Și ultimul premiu. Lorena Ghiță. Lorena. Prima, da, cea cu roșu. Este și Lorena. Nu pleacă nimeni. Felicitări. Mulțumim frumos! Și acum ultima categorie. Cea mai cochetă biciclistă. Cristina Mihăilescu, primul premiu. Cristina Mihăilescu. Cristina. Vine, vine. Flori de câmp. Acesta este... În proiectul meu Amintește de natură, le-am cules astăzi de pe câmp pentru a aminti de frumusețe, de curățenie, de o viață sănătoasă. Mulțumesc! Da, curățenie și viață sănătoasă, asta ne dorim cu toții. Felicitări, doamnă! Daniela Vasile. Daniela Vasile, o altă doamnă. Cochetă. Felicitări. Această îmbrăcăminte a noastră, din ce zonă a Europei este? Deci deja m-am gândit că s-a terminat ediția trecută. Ce să fac? Ce să fac? V-ați dus în Germania să vă luați? Aș fi plăcut. Bine, foarte frumos, mulțumim! Felicitări! Alexandra Tudorie. Alexandra Tudorie. Da, nu este lăsată de bebeluș, care o ajută sau o încurcă pe mama. Ajută, da, ajută. Ușor? Salut! El vrea să mute bicicleta. Felicitări! A fugit. Cineva să prindă bebelușul. Gata. Daniela Habără. Daniela Habără. Și bicicleta, mă rog. Da. Stăteați bine la fugă, dar... Așa. E foarte... Da. Nu e ușor. Da. Până să ajung eu, m-ați descurcat. Și așa, în timp ce mergem, vă ofer această diplomă. Felicitări! Și dacă nu mă înșel, este a treia oară, noi a treia ediție și această domnișoară nu pleacă fără diplomă de la noi, nu știu cum face. O să interzicem participarea. Mihaela Stroescu. Este fericită ca și cum ar fi câștigat pentru prima dată. Felicitări! Așa, poză, domnul fotograf.
Mulțumim frumos! Și acum, doamnelor și domnilor, vă mai așteptăm și la următoarele ediții. Vă așteptăm să fiți alături de noi și în celelalte proiecte pe care le desfășurăm în Prahova în acțiune. Să solicitați și dumneavoastră de câte ori aveți ocazia piste pentru bicicletă, curățenie, natură, să manifestăm împreună pentru armonie, pentru înțelegere și pentru mai frumos. Și vă invităm de la ora 7 la concertul organizat de Filarmonică. Distracție plăcută, weekend plăcut și mulțumim frumos! Cam aceasta a fost, doamnelor și domnilor, evenimentul. Aceasta a fost tot. Ați auzit că doamnele își doresc să fac o mică băută, să sărbătoresc. Foarte frumos din partea lor. Felicitări! Radio Enigma România și emisiunea Republica de la Ploiești va mediatiza aceasta duminică. Mulțumim frumos! Duminică e chiar apă? Emisiunea mea. Apă? Dacă doriți apă sau limonadă, la standul nostru. Cu mare drag. Da? Dacă doriți și în emisiune să intrați, aveți vreun contact de Skype sau ceva de Facebook, da. Mă găsiți pe Facebook Cristian Marin. O să Cristian vedeți Marin. Un mixer din acela de radio, scrie redactor. Mulțumim acolo frumos. Că vreau să vă iau pe Skype, adică să fie mai radiofonic, să vorbim despre această manifestare. Sigur, ține legătura, mulțumim! Sigur, cu mare drag! Mi-a părut bine! Așa, deci, doamnelor și domnilor, ultim tur așa prin mijlocul acestor frumuseți pe două roți, dar și a proprietarilor care sunt îndrăgostiți de biciclete. Și mie, te rog, o limonadă, dacă nu te superi. De care? De care o fi. Lichidă să fie. E ultimul pahar, dacă vezi. Da. Penultimul pahar. Penultimul? Ok. Mulțumesc frumos. Veți auzi despre această manifestare în emisiunea mea, Republica de la Ploiești, la Radio Enigma România. Cristian Marin mă numesc. Noi emitem doar pe net, căutați pe net www.radioenigmaromania.ro. Cu mare drag! Thank you.
Evenimentul tocmai s-a terminat. Premiera s-a efectuat, așa că... Acum toții și-au rămas buni. La ora 19 va urma concertul membrilor filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. După cum puteți vedea, aici se cam termină. Mergem cu mare drag și în ritm de vals către cealaltă manifestare, și anume concertul filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești. Concert ținut pe treptele Palatului Culturii, în aer liber, așa, da? Thank you.
Bună seara! Rog orchestra să ia loc pe scenă. Să facem o probă de sunet, vă rog frumos. Mulțumesc!
colegii mei, după acel eveniment Tocuri pe biciclete, unde am putut admira frumusețea bicicletelor și a concurenților care iubesc acest sport, această deplasare pe două roți. Acum vă ofer imagini de la concertul susținut de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești pe treptele Palatului Culturii din Ploiești. Deci un concert în aer liber oferit gratuit ploieștenilor de către instrumentiștii filarmonici Paul Constantinescu. Se fac în acest moment ultimele acordaje, ultimele exerciții înainte de începerea concertului. Vom face o probă de sunet, o piesă, după care vom începe. Mulțumesc! Hi.
În aplauzele dumneavoastră, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești. Am ajuns la jumătatea stagiunii estivale. Am deschis o stagiune estivală cu Ploiești Big Band Jazz Society în data de 3 august. Au urmat mai multe concerte, recitaluri, proiecții, atât aici, pe Esplanada Palatului Culturii, cât și în Parcul Municipal Vest. Așa cum vă spuneam, continuăm această stagiune cu un concert extraordinar dat de Orchestra Simfonică. Urmează în data de 23-25 august un festival internațional la înălțime, atât la propriu cât și la figurat.
Este vorba despre Jazz on the Rooftop. Este un eveniment care va avea loc pe acoperișul primăriei municipiului Ploiești. Un eveniment la care vă invităm cu mare drag. Vom deschide stagiunea în data de 12 septembrie în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. Nu am să mai lungesc foarte mult. Vă invit să vă bucurați de muzică bună alături de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Ploieștene, dirijor Alexandru Ilie.
prieteni, imagini de la concertul susținut de membrii Filarmonicii Paul Constantinescu pe esplanada Palatului Culturii. Concert în aer liber, așadar, de la Ploiești. Concertul susținut de membrii Orchestrei Filarmonice Paul Constantinescu din Ploiești, dragi prieteni, concert susținut astăzi, iată, în aer liber, pe esplanada din fața Palatului Culturii din Ploiești.